De mici, dacă suntem îndrumați bine, ne găsim vocația. Eu am avut noroc cu tata, care m-a luat cu el la teatru de când am deschis ochii. Așa a început totul. Cu serbări școlare, unde interpretam tot felul de personaje, apoi cu liceul de artă, practic actoria mi-a dat posibilitatea să fac ceea ce în viață poate nu aveam destul curaj să fac. Pentru mine actoria, teatru, înseamnă tot. Dar dacă nu ai teatru însă, ai o școală pe măsură, cu dascăl pasionați de binele tău și atunci șansa să-ți atingi adevăratul potențial tot există. Cred în educație și în puterea ei transformatoare. De aceea m-am dus cu drag să reprezint echipa Bookland la inaugurarea școlii la care au lucrat vreo 7 luni. Primind niște poze cu stadiul școlii înainte de renovare, am fost plăcut surprins de schimbare. Bravo lor, primăriei, partenerilor și comunității care s-au mobilizat de dragul acestor copii, fiindcă merită această șansă. Andreiașul de Jos, în județul Vrancea, un județ în care m-am născut, un loc pe care îl consider acasă și mergem în satul Răchitașul, unde o să vedem o școală care tocmai a fost renovată de bucle. Haideți să vedem ce au făcut oamenii de la Răchitașul, că aici este cald rău. Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Aurel Nicodei, eu sunt, așa zis, managerul structurilor. Am înțeles, chiar e costumul inventat. Bine ați venit! Școala a avut suișuri și coborâșuri. E o școală de sat, dar o școală care a plecat ca școală gimnazială, cu copii până la clasa 8-a. Datorită condițiilor pe care le-am avut, i-am mutat în alte clădiri. De vreo 3 ani sunt în alte clădire, dar am văzut niște fotografii de dinainte. Da. Avem clase la simultan, vreau să scap de clasele simultan, să le comasez să fie pe simplu, ca fiecare copil să beneficieze de 40-50 de minute de predare, învățare, nu de 5-10 minute, cum e la o clasă simultan. Aici e intrarea principală a școlii. Noi am încercat să ne angajăm cu mobilierul, primind tot donație de la Bookland. Tot ce vedeți este punerea în loc a materialelor pe care noi le-am primit de la Bookland în România, de la sponsorii care cu generozitate ne-au trimis materiale și rezultatul este cel care se vede. Aici chiar, nu știu, aici poate fi o firmă. Era o firmă, aici e consumator personal. Da. Aici avem un spațiu, mai să zicem, mai administrativ, dar avem și una dintre, mă mândresc cu ce am primit, calculatoare, un laborator, se spune, sala 3. Sala 3? Da, sala 3, un grup sanitar pentru cadre didactice, pentru elevi. Vedeți, beneficiem tot cu ajutorul sponsorizărilor de la Publen de un mobilier de baie foarte frumos, modern. Așa este, arată foarte bine. Mă simt ca la hotel, sincer să fiu. Dacă mergem mai departe, practic e coloana vertebrală a școlii, acest col care acum mi se pare foarte frumos, așa cum este amenajat, cu vese, sunt de clasă, tot cu mobilierul primit de la Bookland. Și pe jos, rocheta pe care am primit-o, sau linoleu, nu știu cum să-l numesc eu. Covor pe WC acum. Covor pe WC, da. Și aici avem un alt grup sanitar cu o intrare specială, separată, că e un soi de garderobă aici. Un alt grup sanitar, o școală foarte frumoasă. Școala este foarte bună pentru a putea primi copii. Vă place cum arată acum? Cum vi se pare? Frumoasă. E frumoasă? La școală ce materie v-a plăcut cel mai mult? Ce materie îți place ție? Română? Și ție? Matematica? Foarte bine, acum să vedem care. Să vă bucurați copii de școala asta și e o mare ocazie pe care o aveți să beneficiați de școala asta așa nouă
și să faceți ce vă place în viață. Și vă spun că dacă aveți încredere în voi și visurile voastre, puteți să faceți ce vreți voi. Nimica cerului din voi. Acum vă doriți să stați mai mult în școală, da? Parcă aș rămâne. Să facem ora chiar de 60 de minute. Chiar v-aș vrea și dublă să fie, dacă se poate, ca să pot și eu să-mi desfășur activitatea în bune condiții. Vedeți cum e acum. Nu îmi vine să cred că e așa ceva. Este o comunitate de oameni care, cum să vă spun eu, se implică eficient, atât cât pot ei, în educația copiilor. A? Colaborează cu școala și așa mai departe. De aceea eu zic că i-au meritat școala aceasta. Oameni muncitori, copii simpli, copii care muncesc. Întotdeauna oamenii simpli sunt oamenii speciali, știți? Da, pentru că ei sunt cel mai aproape de ceilalți oameni și de adevărul ăsta care este aici, în simplitate și autenticitate. Da. Da, 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 da. Și am înțeles că au fost 44 de sponsori care și-au dat concursul, ca să zic, pentru a face școala asta. Pe baza ceea ce a fost, gândind lucrul la ceea ce a fost și ce este, eu pot să fiesc într-un singur cuvânt asta. Este o minune ce este aici. Eu așa văd. De foarte multe ori, cum vă spuneam, poate că aveam alte activități și eram în afara orilor de program și săream în ajutor să rezolv o problemă acolo unde mi se cerea și unde consideram că este neapărat necesar ca să rezolvăm o problemă. Ați fost acolo pentru comunitate. Că... De fiecare dată cu drag. Eu vă felicit foarte mult, Și noi vă mulțumim foarte mult pentru faptul că noastră, ca să spun așa, ne-ați selectat localitatea și această școală și ați făcut un lucru extraordinar, în special pentru copii. Istoria școlii, acolo o pagină scrisă este asigurată. Felicitări, ați făcut o treabă foarte bine. Foarte bună, foarte bună. Felicitări dumneavoastră, vorba aceea, împreună construim oameni, iar o comunitate nu este formată din ziduri, ci din oameni. Vă va place? Cum a ieșit școala? Da, da? Foarte fain. Foarte fain? Acum dăm niște cretă ca să facem pe pereți. Nu, chiar nu. Poate aici, pe jos, facem un șotron că chiar merge. Avem aici niște pisici care aleargă foarte repede. Stop! Stop! În acest moment pisicile au câștigat. Au fost foarte rapide. Cred că trebuie să mai tăiem din pisici, că... sau nu avem destui șoareci. Ok. Cine vrea pisică? Am fost acum. Altcineva, aveți grijă de școală și de ei. Cu siguranță, da. Cu siguranță că trebuie. Da. Noi vă mulțumim că ați venit. Da. Cu mare drag. Cu mare drag. Ați implicat și că ați ajutat comunitatea de aici. Pe cum să nu, asta e cel mai important. Suntem la școala din Răchitașu, Comuna Andreiașu de Sus, o școală care a fost renovată în totalitate de către Asociația Bookland. Școala este gata, este gata să primească copiii, mai au de lucrat în spate, spatele școlii cumva, acolo unde au fost WC-urile și au fost astupate și acum sunt pietre și o să fie o zonă verde. Domnul primar a zis că are toate gardurile gata și trebuie doar să le monteze. Toți oamenii care lucrează aici sunt niște oameni, se vede că sunt oameni devotați. 44 de firme și-au dat concursul ca să creeze această școală, 44 au donat, o donație de 180.000 de euro, 25% fiind obținută de primăria din Răchitașu, care a ajutat cum au putut, cât au putut, pentru că doar împreună putem să creăm astfel de lucruri. Împreună construim oameni. Împreună construim oameni.